Am pare bine că n-am găsit Duhul lui. Amin. Ele au fost triste. Dar ne pare nouă bine că astăzi, datorită acelei lipse a Duhului Domnului Iisus Hristos, noi beneficiem astăzi de existența persoanei Fiului Iisus. Amin. În mijlocul nostru. Amin. Amin. Ele nu l-au găsit. Și bine că nu l-au găsit, că înseamnă că El a înviat. Slăvit să fie Domnul! Amin. A înviat! Amin, amin! Și noi beneficiem astăzi și suntem consumatori de har în această vreme. Au găsit viața răsturnată de pe mormânt, au intrat înăuntru și n-au găsit. Trupul Domnului. Ce spuneți? Oare ce o fi fost în inimă? Ce sentiment a avut aceste femei? Să nu găsească trupul Domnului. S-au întristat așa. Unde este? Unde l-au pus? S-au născut tot felul de întrebări în mintea lor. Fiindcă nu știau ce să creadă, spune cuvântul aici. Iată că li s-au arătat doi bărbați îmbrăcați în haine strălucitoare, doi îngeri. Îngrozite femeile, triste femeile, că nu l-au găsit pe Mântuitorul. Cum se întrebă asta? Sunt întrebare de meditație. Și-au plecat fețele la pământ. Semn de respect și o recunoaștere a autorității lui Dumnezeu. Până la pământ. Dar El a zis. Acesta este versetul dimineții acesteia. Pentru ce căutați între cei morți? Pe Cel care este? Amin. Pe cine căutăm noi în această dimineață? De multe ori parcă uităm că Domnul l-a murit. Sau mai tare uităm că El a și înviat. Această dimineață, vreau să spun că aceasta este cea mai mare sărbătoare. Să învieze Fiul lui Dumnezeu. Prin asta demonstrează existența lui Dumnezeu. Prin asta demonstrează cuvântul lui Dumnezeu este adevărat. Este real. Că Iisus Hristos este într-adevăr Fiul lui Dumnezeu. Iisus Hristos este Domnul. Iisus Hristos este Domnul. Slăvit să fie Domnul. Pentru ce căutați între cei morți? Pe Cel ce este viu. A înviat! Nu este aici. A înviat. A doua întrebare este, am înviat și noi? Dacă El a înviat, împreună cu El? Dar vreau să vă spun, ca să învii, trebuie să mori. Nu poți să învii dacă n-ai murit, dacă nu sunt mort. Câteodată mulți mă sună la telefon, mulți mă cheamă, mă recunosc, mulți. Îmi cunosc numele și spun, tare vrea să le spun la toată lumea că Silviu nu mai este. A murit. Nu mă mai căutați. Într-un mod simbolic vorbesc. Nu mă mai căutați. Am fost răstignit împreună cu Hristos. Și trăiesc, dar nu mai trăiesc eu. A murit. Nu trebuie să fie sămânța. Ce trebuie să se întâmple cu ea? Ce trebuie să se producă în pământ? Vom învăța. Trebuie mai întâi ca această sămânță să trezească, să moară. Și apoi numai să urmeze cealaltă parte pe care este lucrarea lui Dumnezeu. Dar asta nu se poate produce dacă mai întâi noi n-am murit. Dacă noi nu m-am trezit în pământ. Am stat în mormânt cu El. Ca apoi, dintr-o dată, să ieșim o făptură cu vie! Glorie Domnului! Amin. Asta e lecția de dimineața aceasta. Și în continuare, Domnul ne va călăuzi prin Duhul Sfânt. Amin. Și noi vom mai învăța și alte lucruri din Cuvântul Sfânt al lui Dumnezeu. Nu este aici înviat! Și ele atunci au dus aminte de cuvintele lui Iisus Hristos. Glorie. Domnul Iisus Hristos mi-aduc aminte de Petru după ce s-a legat. După ce a afirmat, după ce a spus că nu-l cunoaște, că nu-i de-a lui, că nu-i dintre ei, s-a produs ceva. Și ar vrea să se producă și în această dimineață, posibil să sărbătoare. Nu Petru. Spune cuvântul că Domnul, dintr-o dată, după toate evenimentele care s-au întâmplat, s-a uitat la Petru. De multe ori noi nu mai avem putere, nu avem putere. Nu ne putem ridica, suntem leșinați, suntem terminați. Suntem bluri, suntem slavi, suntem pământ, suntem lut! Și nu mai avem putere. Dar parcă întunerul gros este înainte de revărsatul zorilor.
Parcă dintr-o dată ne vine o lumină groasă. Că nu mai avem putere, că nu mai avem speranță, că nu mai avem nădejde. Dintr-o dată spune cuvântul că El s-a uitat spre Petru. Și Petru, cum a văzut, a capitulat. O, Doamne, ce zi de moștință, în Tatăl de Moșu. În această dimineață este o rază de har, o rază de lumină, o rază de nădejde, o rază de speranță, care ne face să ne aducem din nou aminte că Iisus Hristos trăiește. Gloria Domnului! Slăvit să fie Domnul! Ne dă, ne trimite astăzi, prin intermediul Duhului Sfânt, prin intermediul Cuvântului, din nou, o reîmprospătare, o rază de nădejde, de speranță. Copilașilor, voi nu sunteți singuri. Eu veghez asupra sufletelor voastre. Eu trăiesc. Ați uitat asta? Eu vă iubesc! Eu sunt cu voi în toate zilele vieții mele. Ați uitat voi asta? Slăvit să fie Domnul! Dar vreau să vă spun că nu vă iubește nimeni cum vă iubește și ne iubește Dumnezeu. Slăvit să fie Domnul! La întoarcerea celor de la mormânt au povestit toate aceste lucruri celor 11 și tuturor celorlalți. Ce putem scoate în evidență și în acest verset în continuare? Noi nu trebuie să ne mulțumim doar că am înviat. Noi nu trebuie să ne mulțumim doar că Iisus Hristos a înviat numai pentru noi. Noi nu trebuie să ne mulțumim că suntem în adunare. Noi nu trebuie să ne mulțumim doar că noi cântăm, că noi ne simțim bine, că noi ne simțim confortabili, că noi facem de toate în casa Domnului, că noi slujim lui Dumnezeu. Noi trebuie să nu ne oprim doar la noi, ci noi spune cuvântul în continuare, la întoarcerea lor de la mormânt, de la experiența aceasta minunată care au avut-o aceste femei, au povestit, au mers mai departe. Nu s-au mulțumit doar cu bucuria lor în inimă, pentru că noi vom avea o răsplată, pentru că darul nostru, talentul nostru, trebuie să fie recunoscut și de ceilalți frați, pentru țintirea sufletească a bisericii și apoi chemarea fiecărui membru, fiecare mădular, ca să transmită, care să transmită Evanghelia, salvarea sufletelor oamenilor pierduți. Slăvit să fie Domnul! Femeile spune cuvântul că la întoarcerea lor nu s-au oprit, n-au rămas împreună cu ceilalți. Nu s-au mulțumit doar să stea în așteptare, să stea acolo epuizate, obosite, doar să se mulțumească doar că ele și-au dus aminte că Iisus a înviat, ci spune cuvântul că au mers mai departe, au povestit, surori, trebuie să povestiți, da, spune cuvântul, un cuvânt de la Domnul, spune Domnul, și femeile aducătoare de vești bune sunt o mare oștire, dar este o veste bună, este vestea bună a Evangheliei, că Iisus Hristos trăiește, că a înviat, Domnule, Domnule! Nu ne oprim, să nu ne mulțumim doar că suntem noi bucuroși, suntem noi, ok, suntem noi în regulă, suntem mântuiți, suntem salvați. Nu! E greșit. Isaia a spus, vai de mine, o primă ilustrată, în trei dimensiuni, s-a uitat, a văzut sfințenia lui Dumnezeu, a văzut cerul, s-a uitat la el, a văzut că este un ticălos, un păcătos, un nenorocit și nu s-a oprit că și-a rezolvat problema lui, specială, personală. S-a uitat în mijloc și a văzut un popor pe dealuri, pe munți, un popor dezorientat. Și s-a pus întrebarea, cine va merge pentru noi? Și ce a spus Isaia la intrarea lui slujba? Iată-mă! Nimic. Au povestit toate aceste lucruri celor 11 și tuturor celorlalți. Astfel, toți au auzit și au ajuns să cunoască că, într-adevăr, vestea bună s-a împlinit. Că Domnul Iisus a înviat, slăvit să fie Domnul! Dar cuvintele acestea, pentru unii, aș vrea să vă spun. Spune cuvântul în 24, capitolul, versetul 11. Cuvintele acestea li se păreau apostolilor ce? Pasă. Și nu le? Mai departe vom vedea alți doi ucenici, că ochii lor erau împiedicați să-L cunoască. Vom mai experimentat și este familiar, spun că un ucenic cu numele de Toma, care n-a fost cu ei când Domnul le-a arătat semnele învierii. Ați văzut? Pentru unii bucurie, pentru alții, nu știu, suspiciune, pentru alții un pic de necredință, pentru alții doială, așa este omul! În această dimineață Domnul să dea la o parte orice amin, amin, îndoială, orice necredință. Da, da.
Și noi care am venit în această dimineață, să ne bucurăm, într-adevăr, personal, că Domnul Iisus Hristos a înviat. Amin. Și în inima noastră. Amin. Și ultimul verset este, dar Petru s-a sculat, a dat fuga la mormânt, pentru a fost mai curajos, mai îndrăzneț. S-a plecat, s-a uitat în lume, dar n-a văzut decât fâșile de pânză care stăteau pe pământ. Apoi a plecat acasă, mirat de cele întâmplate. Iubiții mei, ca Domnul să fie și în inima ta în această dimineață pe cruz, trebuie să faci un lucru, să dai piatra la o parte. Această piatră poate este grea, o piatră de moarte. Această piatră, în mod simbolic, ar putea fi păcatul. O energie incontrolabilă care nu poate fi oprită prin mijloace proprii. Această piatră nu poate fi dat o parte prin mijloace omenești proprii. Pentru ca această piatră să fie dată la o parte și tu să ai o eliberare, o ieșire din moarte la viață, trebuie ca cineva să dea la o parte această piatră. Tu nu poți. Eu nu pot. Eu nu pot să dau această piatră la o parte. Dar tocmai pentru această lucrare a venit Domnul Iisus Hristos. Amin. El are puterea cer și pe pământ. Amin. Nu știu ce costă această piatră. Nu știu. Piatra aceasta a păcatului este o piatră foarte grea. O piatră de moară foarte grea care nu poate fi dată la o parte. Dar această dimineață, Domnul vrea ca tu să învii. Domnul vrea ca tu împreună cu El să ajungi, să experimentezi într-un mod personal învierea din morți. Învierea la o nouă viață. Amin. Vrei tu în această dimineață, iubitul meu prieten, care a venit în această dimineață, vrea să-i spun în încheiere că Domnul Iisus Hristos a murit și pentru tine, că Domnul Iisus Hristos a înviat și pentru tine, că El vrea ca tu să învii în această dimineață, Dumnezeu să te binecuvinteze. Amin. Amin. Să te ajute să-L primești pe El. Amin. Să demonstrezi și să arăți că într-adevăr Iisus Hristos a înviat cu adevărat. Numai în momentul când tu ai înviat, când eu am înviat, voi recunoaște categoric, 100% absolut, că Iisus Hristos a înviat cu adevărat. Amin. Iisus Hristos este Domnul. Slăvit să fie Domnul. Te rog, Doamne, fie în inimile noastre și rămâi Domnul vieții noastre de acum și în veci de veci. Amin. Amin.